Armata română a confirmat că a găsit noi bucăți de dronă rusească pe teritoriul României, lângă localitatea Periprava. Anunțul vine după ce deasupra României o dronă trimisă de ruși a survolat 10 de kilometri înainte de a intra în spațiul aerian al Ucrainei. Incidentul de securitate a fost condamnat de NATO, care a transmis că aceste acțiuni ale Rusiei sunt iresponsabile și periculoase. Forțe ale Ministerului Apărării Naționale au executat duminică 8 septembrie acțiuni de căutare a unor eventuale fragmente de drone căzute în urma atacurilor din noaptea anterioară, efectuate de forțele ruse asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. Echipe din Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu specialiști din Serviciul Român de Informații și Ministerul Afacerilor Interne, au cercetat proximitatea localității Periprava din județul Tulcea, de unde au ridicat fragmente ale unei drone de origine rusească, urmând ca acestea să fie expertizate conform procedurilor legale. În perioada următoare vor fi executate acțiuni de cercetare și în proximitatea localității Caraorman, unde a fost semnalată o altă posibilă zonă de impact. Ministerul Apărării a ridicat două aeronave F-16 pentru monitorizarea unei drone rusești care a intrat 10 de kilometri pe teritoriul României, iar apoi s-a întors în Ucraina. Așadar, dacă luăm în considerare și drona căutată de autorități în Caraorman, este vorba despre trei drone rusești care au intrat pe teritoriul țării noastre duminică. În urma acestui incident de securitate, NATO a condamnat încălcarea spațiului aerian românesc de către Rusia. Cu toate acestea, reprezentanții Alianței au declarat că nu există informații care să indice un atac intenționat al Kremlinului în România, însă aceste acțiuni au fost catalogate drept iresponsabile și potențial periculoase. Un incident s-a petrecut și în Letonia, unde o dronă rusească s-a prăbușit în apropierea orașului Rezekne din estul țării. Șefa diplomației letone, Baiba Braze, l-a convocat pe reprezentantul ambasadei Rusiei la Riga pentru a da explicații.